cam de acum 1500 de ani, ocrotitoarea cetății vestite, patroana Parisului, a fost Sfânta Genoveva. Despre Sfânta aceasta au rămas în istoria scrisă de oameni învățați, dar mai ales în pomenirea poporului francez, multe povestiri pline de frumusețe, dintre care credem că nu va fi neplăcut cititorilor noștri să le dăm pe unele pe care le-am putut culege pe scurt. Iată, Sfânta Genoveva s-a născut în anii din tâi al viacului al V-lea, într-un târgușor numit Nanterre, aproape de Paris, cale de vreo 3 ceasuri bune cu piciorul. Și a trăit peste 90 de ani. Acolo, la Nanterre, era o cetățuie întărită, cum erau pe atunci, în vreme de război, piept la piept. Unii povestesc că ar fi fost copil al unui senior, păgân mai înainte, iar acum închinat cu tot sufletul la credința creștină, după povata Sfântului German, episcopul din partea locului, care, cu neobosită râvnă, propovăduia cuvântul Domnului printre necredincioși. Și că de altfel, Dumnezeu, pentru a-l răsplăti pe acel senior, pentru osârdia lui, îi trimise bucurie pe acea copilă minunată, ca să-i rămână ca părinte numele cinstit peste viacuri. Ce-o fi adevărat, nu se poate ști bine. Destul că până în ziua de astăzi, lumea arată acolo, lângă târgușorul Nanterre, pe deal, tăpșanul unde ar fi umblat Genoveva în copilărie, păstorind câteva oi ale părinților și închinându-se mereu de dimineața până seara Mântuitorului. Pe urmă, de vale, la poalele tăpșanului, mai dă și încă azi apă rece și limpede fântâna Sfintei Genoveva. Și zice așa, iată pentru ce. Într-o zi, Sfântul German a găsit-o pe postoriță în deal, îngenunchiată, cu fața către răsărit, rugându-se și făcând mătănă. Și văzând-o, așa a blagoslovit-o. Și îndată a căzut din cer o cruciuliță, pe care Sfântul i-a atârnat-o păstoriței la gât. Fata a rămas multă vreme în rugăciune și în ziua aceea s-a întors cu oile de la pășune mai târziu, ca de obicei. Mama sa, pe care o chema Gerontia, supărată de cine știe ce necazuri, a mustrat-o cu asprime. Și dacă răspunde Genoveva, bătrâna i-a tras o palmă, ca mamă ce era. Ce să te pomenești? Cum i-a tras palma? Numai decât Gerontia și-a pierdut vederea. A început să se vaete, că după ce are necazuri, ce are să se facă ea de acum, fără lumina ochilor? Atunci Genoveva a dat fuga la fântână, a scos apă proaspătă, a spălat ochii bătrânei și a dăruit iar puterea vederii. Asta a fost întâia minune a ei. Peste câtva timp, un păgân a ocărât-o și a dat să o atingă, dar n-a apucat să ridice nemernicul mâna și a picat grămadă, trăznit. Puțin mai târziu,
Iată că se apropie de Paris năvala hunilor. Vine asupra Galiei Atila, ca un potop, în fruntea a nenumărate valuri de oști sălbatice, cum nu s-a mai pomenit pe fața pământului. Jaf și prăpăd, pieire cu foc și sânjuiri, adevărat biciul lui Dumnezeu. Lumea toată, aflând că vine grozăvia, pornește să fugă nebună. Dar Sfânta le iese înainte pe moviliță și le strigă: oameni buni, stați! E adevărat că vine Atila, dar n-aveți teamă, căci m-am rugat eu lui Dumnezeu să vă scape și Dumnezeu mi-a făgăduit că vă va scăpa și m-a trimis într-adins la voi să vă spun că sălbaticul trufaș nu numai că nu o să îndrăznească să vă calce, dar încă în curând să fie doborât să nu se mai ridice. Lumea îmbărbătată s-a întors între întăriturile cetății, fiecare la casa sa. Și, în adevăr, Atila s-a abătut din drumul către Paris, iar peste puțină vreme, năpraznica lui oaste a fost fărâmată de oastea galică. Așa a scăpat Parisul și lumea toată după rugăciunile Sfintei Genoveva. De aici s-a dus apoi vestea pretutinde de minunile Sfintei, așa că un episcop din orașul Tirului spunea acum că Sfântul Simeon Stâlnicul, care 40 de ani a petrecut sus pe un stâlp în post și în cucernicie, când vedea printre mulțimea negustorilor care veneau din Galia până în Siria, le zicea: dar Sfânta voastră Genoveva, ce mai face? Să-i spuneți, când vă duceți la vatra voastră, închinăciune din partea robului lui Dumnezeu Simeon, care o roagă să-l pomenească și pe el în rugăciunile ei. Odată sta Parisul împresurat de vrăjmași. Era mică pe atunci cetatea, toată încăpea în insula cuprinsă între cele două brațe ale Senei. Dar tocmai pentru asta era tare și foarte greu de luat. Astfel, vrăjmașii nu s-au încumetat să o ia prin silă, ci s-au mărginit s-o țină strâns împresurată, doar vor obosi-o prin foame. Încet, încet, s-au slăit de toate mijloacele de hrană ale cetății și a început să bântuie o foame de cumplită, căpereau oamenii cu zecile. Atunci a venit Sfânta Genoveva și a spus că va aduce ea cu ajutorul lui Dumnezeu hrană. S-a suit într-o barcă, a luat-o după dânsa mai mulți pescari voinici și vrednici cu bărcile lor și au ieșit cu toții în susul apei din cetate, noaptea, fără să simte nimic vrăjmașii care pândeau pe maruri. Cât au umblat bărcile pe apă, de multe pedici au dat, dar pe toate acestea le-au biruit cu ajutorul Sfintei, care făcea semnul crucii, că dacă năvăleau, venind pe unde la vale, bușteni, la un semn al Sfintei se dădeau înlături, lăsând cale deschisă bărcilor, cărora vântul le dădea pies să meargă cu proviziile. Cât au umblat așa pe apă, tot la deal, a tămăduit Sfânta pe amândouă malurile ori și schiloți, muți și surzi și apucați. Iar lumea toată, binecuvântându-o, i-a umplut bărcile cât puteau duce cu grâne și cu toate bunătățile. Și așa s-a întors cu hrană destulă și a scăpat Parisul.
a mai făcut pe urmă și alte multe minuni, care nu se pot număra toate. Și după ce a împlinit 90 de ani, a adormit și au îngropat-o în Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel pe un deal, ce s-a numit de atunci dealul Sfintei Genoveva. V-am citit această relatare, nu că ar avea ceva deosebit față de alte relatări de vieți de sfinți, ci pentru faptul că așa a perceput-o Ioan Luca Caracciale și ne dăm seama că omul acesta, foarte serios și fiind observator al vieții, avea o credință puternică și alte aspecte ale vieții religioase subliniate de el, le voi citi la catehezele următoare. Hristos a înviat!